Bună seara! Bună seara! Cum analizați, doamna Pipidi, concluziile acestui raport și dacă ele aduc atingere suveranității României, așa cum spunea mai devreme premierul Viorica Dăncilă? Deci, de foarte multă vreme, mie mi se pare că e greu să vorbim de atingere ale suveranității în orice fel de țară membră a UE, cât se pune problema de stat de drept. Statul de drept e un bun public european la care am agreat cu toții și ca atare există categoric dreptul Bruxellesului de a interveni atunci când îi se pare că statul de drept e în pericol. Dacă analiza Bruxellesului e obiectivă și riguroasă și dacă pericolul de la statul de drept vine de unde li se pare lor că vine sau numai din partea aceea, asta e o altă discuție și o discuție care merită făcută, pentru că raportul MCV pentru România și în alți ani și pentru Bulgaria e destul de prost. Adică este un raport foarte parțial, care ignoră unele concluzii și pune înainte altele. E un raport foarte influențat de anumite persoane individuale, în care un număr mic de români din acest domeniu, din domeniul justiției și a luptei anticorupției, au o influență foarte mare. Și atunci ce scriu ei se păstrează și ce vine din alte surse nu se păstrează. Și de asta, și în plus, ceea ce e un defect destul de mare, în decursul anilor, țintele din acest raport s-au schimbat de mai multe ori. Deci țările astea au atins anumite ținte care le s-au pus, după care țintele s-au schimbat iarăși și acum, iată, se întâmplă acest lucru încă o dată. Dacă a fost o încălcare de suveranitate, ea a fost atunci când raportul de la 3 ani cât a ținut pentru celelalte țări s-a prelungit pentru România și Bulgaria la cât avem acum, 11 ani sau câți ani sunt de când există. El trebuia să înceteze, ca și la toate celelalte țări, după 3 ani. Da? Acolo a fost, de fapt, problema. Noi însă trebuie să amintim oamenilor că în acel moment era în anul 2010, în plin scandal între Păsescu și Tăriceanu, în prima generație de DNA, când abia se deschidea lupta anticorupție, și n-am auzit multe voci care să spună că trebuie să înceteze acel raport la acel moment. Iar la acest moment este pericolul ca raportul să nu înceteze absolut niciodată și de la un an la altul, în funcție de cine este influent, să adauge obiective noi. Doamna Pipidi, cum a ajuns Bulgaria înaintea noastră, în condițiile în care ne amintim acum câțiva ani, doamna Chiobeși se ducea să le țină lecții de anticorupție vecinilor? Nu știu dacă mă mai auziți. Vă auzim. Da, da. Vă întrebam cum a ajuns Bulgaria înaintea României, în condițiile în care bulgarii luau lecții. Da. Mulțumesc. Deci Bulgaria n-a ajuns în niciun fel înaintea României. Nu există niciun indicator care să arate Bulgaria înaintea României, da? Nici vorbă, deci niciun analist bulgar, nici cei care lucrează pentru semestrul european, pentru că dacă vă amintiți, acum câțiva ani Comisia Europeană a încercat să facă un raport anticorupție, el a ieșit unul singur. După aceea s-a hotărât că nu va mai fi continuat acel raport anticorupție, dar au rămas niște analiști de țară care contribuie indicatori pentru semestrul european. Da? Deci eu sunt implicat în mecanismul ăla și urmăresc. Nu există niciun analist bulgar care să spună că Bulgaria o duce mai bine decât România. Bulgaria n-a condamnat niciodată pe nimeni și n-a trecut nici pe departe niște legi anticorupție atât de dure ca la noi. Ce s-a întâmplat este că Comisia Europeană a devenit foarte partizană. Ea a fost cu această generație de procurori, care a fost prima generație a anticorupției noastre și au investit în oamenii ăștia și normal că ei au fost primii care au făcut câte ceva. Și nu a realizat că de 2-3 ani încoace anticorupția noastră a devenit extrem de politizată. În momentul în care a devenit extrem de politizată, practic controlul s-a pierdut și de la Bruxelles și de la noi. Anticorupția noastră în acest moment nu mai servește la absolut nimic decât ca să fie avansată ca un bumerang contra adversarilor politici. Și acești adversari politici au fost atât de bine mobilizați în acest moment, încât fără ca Bulgaria să miște, știți, o situație de aia într-un clasament. Unul nu se mișcă, dar celălalt este foarte tare tras în spate. România a fost atât de tare tras în spate, încât pare în acest moment că e în spatele Bulgariei. Dar nu e, iar discuția, drept să vă spun, este pur teoretică, pentru că în fond ce ar trebui să ne intereseze pe noi, ar trebui să ne intereseze să luptăm real contra corupției. Astăzi, de exemplu, au apărut în Suedia informații că infirmierele care vin din România și
asistentele medicale au diplome false, dar noi știm asta deja, că în România sunt 100.000 de instituții particulare, a căror acreditări sunt foarte precare și ajung oameni să se ocupe de bolnavi care au acreditări false. Și la fel se întâmplă cu universități, și la fel se întâmplă... Deci noi știm noi înșine perfect cât de mare este impostura în România. Dar acest plan de a lupta cu corupția pe fond din România nu există. El e în aer, iar Comisia are abordarea asta birocratică. Ei spun, dom'le, ocupați-vă de strategie, aveți o strategie, puneți strategia în practică și așa mai departe. La noi nu pune nimeni niciun fel de strategie în practică. Strategiile alea n-au niciun impact, rămân absolut pe hârtie. Ce se întâmplă, în schimb, este că s-a transformat într-un fel de război civil în care unii se luptă cu ajutorul Comisiei, iar ceilalți se luptă cu ajutorul alegerilor pe care le-au câștigat. Dar din acest război, corupția nu devine mai mică de la an, dimpotrivă. Doamna Pipidi, aș vrea să vorbim puțin despre jocurile politice care se fac și la nivelul Bruselului. Bine, Comisia Europeană ar trebui să fie mai implicată în jocuri politice, să spunem că la Parlamentul European e altă situație acolo. Așadar, să vorbim despre, să explicați puțin, pentru că dumneavoastră aveți o analiză mai exactă despre ce jocuri politice vor avea loc alegeri și acolo și fiecare are, nu-i așa, o miză, un scaun de apărat și, de asemenea, ce sancțiuni riscă România dacă nu pune în aplicare urgent, așa cum cer cei de la Bruxelles, aceste recomandări, care sunt recomandări, nu sunt niște lucruri absolut obligatorii. Și aș vrea să vedem foarte scurt ce a spus domnul Tudorel Toader în legătură cu izul acesta politic. De data aceasta tind să cred faptul că raportul are iz politic, are multe interese. Raportul folosește standarde duble și se raportează la obiective mobile mișcătoare. Cu mine personal n-a vorbit nimeni despre posibilitatea contestării. Întâi să vedem dacă, să vedem motivele și dacă voi fi eu ministru justiției la momentul acela și mi se va cere, sigur, voi reprezenta. Deci, doamna Pipidi, întrebarea este, prima întrebare, pentru că o să vă întreb și în legătură cu această contestație pe care vor să o facă la Curtea Europeană de Justiție, dar prima mea întrebare ar fi, cum îi ajută pe liderii europeni care se pregătesc și ei de alegeri acest război cu România? Deci, după părerea mea, întreaga mișcare este provocată de cei din Partidul Popular, pentru că ei foarte greu l-au lăsat din brațe pe Victor Orban și prețul lăsării din brațe al lui Victor Orban a fost să pedepsească și niște socialiști, iar ai noștri, vorba aceea, nu avea de ce să-i apărăm, au făcut tot ce au putut ca să fie pedepsiți, au fost extraordinar de inabilii ca să rezolve niște situații particulare. Au trecut PSD, n-are de ce să se mândrească că au trecut nu sute de articole la codul penal, din care jumătate au picat la Curtea Constituțională. N-au de ce să ia vreo medalie și să plândă că au fost nedreptățiți. Deci au fost și extraordinar de provocatori. Vrei să schimbi niște procurori, vrei să-l schimbi pe Augustin Lazăr, trebuie să construiești un dosar mai bun contra lui Augustin Lazăr. Pe mine mă surprinde că nicăieri în toate documentele astea, și de asta mărturisesc sincer că nu mai pun o mare valoare pe raportul ăsta MCV, nicăieri nu apare că după atâția ani, 10 ani de când investește Comisia Europeană în reforma justiției din România, România a rămas în continuare pe locul întâi și la condamnări și la cazuri noi produse pentru procese neechitabile, mai multe per capita decât în Turcia sau în Rusia, care sunt două țări autoritare. Asta ar trebui să întrebe, dar cum o să reforma justiția asta? Oare n-ar trebui totuși într-adevăr făcut ceva să o reformezi? Sigur că nu, Florin Dordache sau cum îl cheamă Șerban Nicolae, credibilitatea să facă asta, dar faptul că discuția asta, care e o discuție pe fond, faptul că la noi curțile care judecă, curțile comerciale, care judecă contracte și lucruri importante, n-au evoluat în 10 ani și oamenii de afaceri se plâng și nicăieri n-apare asta, e ca și cum totul ar fi perfect și singura problemă este că au fost dați afară TV și
și va fi dat afară Lazar. Asta este foarte, foarte partizan. Și în mod evident nu-i pasă nimănui de fondul argumentului. Ce contează în toată această poveste este să fie făcut în România un exemplu. Iar oamenii ca Monica Macovei, care poate de bună intenție au început această, adică sigur de bună intenție, ca să-i apere pe acești procurori pe care ei au promovat și nu vor să-i lase la greu, au început această chestiune, nu-și dau seama că e foarte ușor la o țară slabă și fără aliați ca România să coalizezi lumea să facă ceva contra ei, dar să coalizezi lumea să facă ceva pentru ea, de exemplu să o bagi în Schengen, nu merge niciodată, pentru că noi am încercat în ultimii ani și nu mai poate să rezolve scandalul ăsta enorm creat nici Iohannis, nici Monica Macovei, nici nimeni altcineva. Deci, pe total, sunt absolut numai dezavantaje. Acum, în ce privește statutul acestor documente, el este foarte diferit. Sfaturile comisiei sunt niște sfaturi și guvernul poate să nu țină seama de ele. N-are la drept vorbind o mare importanță. În schimb, ceea ce a propus Elmar Brok, anume să se înceapă o procedură de articol 7 contra României, asta este mult mai problematic. Și deși rezoluția Parlamentului European eu o găsesc foarte echilibrată și la drept vorbind nu e pe conținut problema. Problema e că de ce s-a dat? Problema este că de ce s-a dat o rezoluție în situația în care nu era o problemă așa de mare că o țară își schimbă politica anticorupție, fiindcă totuși politica anticorupție a țării astea era mult mai avansată ca în alte părți. Și s-au produs niște riscuri politice din care țara s-a tras un pic înapoi. Deci nu sunt de părere că asta era problema celorlalte țări. Și nici n-ar fi fost dacă opoziția noastră nu se agita atât de mult și nu făcea, dacă șeful statului, în primul rând, șeful statului a fost primul care a zis că suntem într-o situație comparabilă cu Polonia, nu? Deci el a atras toată această chestie asupra noastră. Dar el se înșală și alții se înșală dacă își închipuie că nu se poate ajunge într-o conjunctură politică în care pur și simplu pentru a se echilibra situația cu Ungaria sau pentru ca să aibă Partidul Popular vreun profit față de un alt grup politic, nu ne putem trezi că se declanșează procedura de articol 7. Dacă se declanșează și numai atunci, o să putem face ceva. Deci atunci o să ne întrebe și pe noi și țara o să depună domnul Toader un punct de vedere și nu știu ce. La chestia asta cu MCV-ul nu are ce punct de vedere să răspundă, că asta nu e un act și nici în fond nu are consecințe. El nu are nici de ce să o pună în practică, decât dacă vrea. Dar dacă începe articolul 7, atunci o să înceapă. Consiliul o să ne ceară și nouă părerea, nu știu ce, așa mai departe. Dar eu sper să ne ajungem acolo și să nu trebuiască să răspundă ei la asta, pentru că nu e escaladarea, era și este soluția în continuare. Să-l vedem foarte repede și pe domnul Timmermans, vorbim despre această problemă, iar apoi v-aș întreba, doamna Pipidi, activarea articolului 7 în perspectiva președinției rotative, nu-i așa, de care se va ocupa România, președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, ne va afecta în vreun fel? Adică e posibil să pierdem această șansă și să vină Finlanda, că doar s-a oferit să schimbe locul cu noi? Haideți să-l vedem pe Timmermans și ne răspundeți. Sadly, have put into question and in some cases even reversed the progress made over the last 10 years. As you know, in our reports we published previously, we also had a look at the last 10 years and remarkable progress was achieved over that 10 years. So to now see that we see forms of regress is really, really saddening. This is specifically the case with regard to the amended justice laws, the pressure on judicial independence in general, and the pressure on the National Anti-Corruption Directorate. We're therefore setting out 8 additional recommendations for immediate follow-up. Those measures are essential to put the reform process back on track and resume the path towards a conclusion of the CVM. To give you some examples, we're asking Romania to immediately suspend the implementation of the justice laws. We're asking to suspend all ongoing appointments and dismissal procedures for senior prosecutors immediately and to relaunch a process to appoint a chief anti-corruption prosecutor. And we're asking to freeze the entry into force of the changes to the Criminal Code and Criminal Procedure Code. Doamna Pipidi, așadar, Frans Timmermans a spus foarte clar, de altfel aș și promis în urmă cu o lună că va fi foarte specific atunci când România a tot cerut să spună cei de la Comisia Europeană concret ce articole nu sunt în regulă. L-am văzut și pe domnul Florin Iordache, dincolo de acel gest obscen, sunt sigură că ați văzut imaginile, și care a spus foarte clar, în ciuda opoziției Comisiei Europene și Parlamentului European, vom merge mai departe. Bun, ce facem
în aceste condiții, dacă se pune problema activarea articolului 7 și urmează președinția României la Consiliul Uniunii Europene. E posibil să pierdem această șansă? Am înțeles. Deci, după părerea mea, maximum a ceea ce puteam noi obține prin președinția asta, adică o bună publicitate pentru țara noastră, noi pierdem deja. Pentru că noi facem cicluri negative de luni de zile și noi așa am văzut că șeful statului a fost citat în presa internațională, chiar a spus chiar el că nu suntem în stare. De asta au sărit cei din Finlanda să spună că sunt ei în stare. Păi odată ce am făcut lucrul ăsta, nu știu exact cine mai poate aduce președinția. Acum însă, realist vorbind, președinția asta nu se mai poate amâna. La ora asta sunt sute de evenimente programate bilaterale, care nu sunt ușor de mutat între România și diferite alte organizații. Deci, să efectivă, să ai termenul. Sute. Deci președinția e ceva care se programează din vreme și care este zi cu zi programată în acest moment, până nu știu când. Deci eu mă îndoiesc foarte mult. Toate astea sunt pur și simplu forme de presiune, pentru că există oameni atât de nerealiști încât își închipuie că pot să facă guvernul să pice până de Crăciun și să pună un alt guvern în timp pentru președinție. Deci, după părerea mea, numai căderea guvernului, de fapt, ar putea să împiedice președinția. Acestea fiind zise, însă, trebuie să spun că inflexibilitatea cu totul extraordinară a PSD, care merge mai departe, ca și cum toate astea nu s-ar întâmpla, ca și când costul ăsta de imagine nu ar fi ceva, un fond extraordinar de greu de recuperat, văd că ei fac fond de investiții și o să aștepte să vină lumea și să cumpere acțiuni și nu știu ce, dar și investițiile străine, chiar dacă noi nu suntem de acord cu fondul ăsta lor, eu nu sunt de acord cu fondul ăsta lor, de exemplu. Deci nu găsesc că este o formă transparentă de a face investiții, nu găsesc că banii trebuie mutați din stânga în dreapta în buget și spun de ani de zile că soluția clar recomandată de toată lumea este să pui la un loc toți banii europeni și toți banii românești și să faci un plan înainte pe 10 ani, nu să faci lucruri care nu știi nimeni ce o să se întâmple peste 2 săptămâni și să-ți faci alte planuri de cheltuieli când tu nu reușești să cheltuiești banii europeni. Dar felul în care ei merg mai departe și escaladează toate lucrurile astea ca și cum nu s-ar întâmpla nimic, este o mare problemă, da? Pentru că, în mod evident, avem oameni în această partidă care nu le pasă, în fond, foarte mult de țară ce se întâmplă, da? Deci clipa care se ajunge ca un președinte de țară să spună chiar el că noi nu suntem în stare să preluăm președinția sau niște oameni care ar să ducă ordonanța asta, deși Curtea Constituțională a spus că fondul ăsta de investiții nu e constituțional. Și de ce e mai constituțional dacă treci pe ordonanțe de urgență? Ci e, asta e un fel de a legisla, asta e un fel de a arăta că înțelegi ceva de ce se întâmplă. Deci, pe scurt, suntem conduși de niște oameni absolut irresponsabili care își urmăresc nu numai interesele personale, dar vor să aibă 100% puterea cu orice preț. Și ăsta este și motivul pentru care s-a ajuns la relații atât de violente, pentru că orice înțelegere ar presupune că cedezi, că îi dai și celuilalt ceva, că admiți ca o parte din tot ce se poate, n-am să zic fura ca omul de pe stradă, dar ca toate sursele de profit și de alocări din societatea asta trebuie negociate, nu se poate să le ia numai unii. Da? Deci este nevoie de negociere. De escaladare este ceea ce ne-a adus în situația asta, iar alții folosesc, pentru că există jocuri politice la nivel european, care nu sunt paranoid făcute să distrugă România, dar nici nu că le pasă de România din calea afară. Ele sunt făcute să avanseze interesele altor grupuri și altor aliniamente și dacă noi ne-am nimerit foarte prost, aduși și de aia răi, dar și de oamenii care au avut bune intenții, toți ne-au băgat în linia focului, acum stăm în linia focului și încasăm. Deci cea mai bună cale ar fi, spuneți dumneavoastră, negocierea, să lăsăm și noi de aici din România, să lase și cei de la Uniunea Europeană, dar vedeți un personaj din această coaliție de guvernare care ar putea să negocieze în acest sens sau poate președintele României, Klaus Iohannis? Bine, eu sunt de părere, vă spun foarte sincer, că la ora asta eu nu aș mai vota pe niciunul din acești oameni și guvernul e nebun, am înțeles că astăzi s-au apucat să-i taie banii lui Iohannis. Eu sunt departe de țară, așa că nu văd decât ce e pe internet. Ei, cum se gândesc ei să negocieze și să ajungă la masa de aici, să apucă să taie banii de la administrația prezidențială? Deci mi se pare că absolut de toate părțile, lumea este integral irresponsabilă și se joacă cu un lucru care este irecuperabil și anume reputația. Pentru că de reputație depind dobânzile cu care te împrumuți, de reputație depind investițiile tale străine, de reputație depinde absolut totul. Nu văd pe nimeni rezonabil, pe nimeni, poate Tăriceanu e singurul om care mi s-a părut mai rezonabil, dar ceea ce se întâmplă lui Tăriceanu este un alt fel în care poți să vezi
este chestiunea cu statul de drept, nu e în regulă în România. Pentru că dacă Tăriceanu într-adevăr e vinovat că și-a finanțat campania electorală, nu trebuie, nu trebuie să aștepte 14 ani sau cât au așteptat, să se ducă cu două luni înainte de prescripție și când candidează la prezidențiale. Să știți că de asta s-a inventat lumea, uite uneori la noi în avântul nostru anti-imunitate, lumea uite de ce s-a inventat imunitatea politică și parlamentară și pentru anumite funcții. Păi special pentru asta s-a inventat, pentru ca să nu fie manipulate aceste investigații juridice atunci când există oameni care sunt candidați în poziții importante, fiindcă așa se întâmplă în toată lumea, în țările care nu sunt democrații. Ajunge unul în situația să candideze la ceva, să scoate o chestie veche de 15 ani contra lui. Tăriceanu mi se părea singur om mai conciliant care ar putea să fie între cele două tabere. Dar în acest moment e foarte complicat. Nu depinde și de unii și de alții să nu îi se ridice imunitatea sau și așa mai departe, să nu fie trimis în judecată. Deci suntem pe curs de escaladare. Eu nu cred că o să pierdem nicio președinție. Cred pur și simplu că va fi o președinție penibilă și că o să zicem mersi când nu mai vorbește lumea despre noi, nimic altceva. Adică o să ne facem de râs? Nu, nu o să ne facem de râs în sensul că lumea nu o să performeze. Mie mi-e milă, m-am întâlnit zilele astea cu niște diplomați români. Să ne înțelegem, lumea e pregătită, deci oamenii tehnici, tot stafful, lumea este absolut pregătită să fie. Ce trebuie să se întâmple este să nu mai fim pe titlurile ziarelor europene. Asta trebuie să se întâmple. Trebuie să nu mai chemăm singur ajutorul din afară. Dar pentru asta și PSD trebuie să dea înapoi, pentru că cei care au chemat ajutorul din afară s-au simțit mai slabi, de-aia s-au dus la Bruxelles. Ei cheamă cavaleria din exterior că nu sunt în stare în România, nu sunt în stare să câștige alegerile și nu sunt în stare să facă PSD să ajungă la masa consultărilor și să se consulte în mod substanțial cu cineva. PSD face ce vrea și merge înainte călcând peste toată lumea, pe pretextul că au câștigat alegerile acum ceva timp. Bun, ok, le-au câștigat, dar uite că nu se poate, trebuie să mai negociezi, da? Și atunci alții cheamă pe cei din afară. Urmare este un dezastru absolut pentru toată lumea. Mulțumesc foarte mult, doamna Alina Mungiu, PPD, pentru analiza dumneavoastră. Luăm o scurtă pauză și revenim.